În zilele de 18, 19 și 20 septembrie, Muzeul Satului Bănățean va organiza cea de-a noua ediție a Simpozionului Internațional Repere Culturale în Context Muzeal. Evenimentul reprezintă un prilej de întâlnire și comunicare științifică pentru specialiștii din domeniul muzeal al științelor asociate etnologiei și protecției patrimoniului cultural din România și Republica Serbia. Beneficiind de finanțare acordată de Consiliul Județean Timiș, Simpozionul reunește cercetători, conservatori de patrimoniu, etnologi și alți experți pentru a realiza un schimb de idei și informații pentru a stabili bazele pentru viitoare proiecte culturale comune. Această ediție a simpozionului are ca scop prezentarea reperelor culturale în context muzeal și promovarea patrimoniului cultural bogat al regiunii Banat și altor zone din România și Serbia. Printre subiectele abordate în cadrul simpozionului se numără cercetările actuale privind tradițiile și obiceiurile populare, conservarea și restaurarea artefactelor culturale, precum și strategiile de promovare a patrimoniului cultural în secolul 21. În data de 19 septembrie, de la ora 19 cunoscuta formație timișoreană Van Der Chris, îi va delecta pe melomanii prezenți cu un concert extraordinar la hambarul de la Muzeul Viu din Muzeul Satului Bănățean.